începe. Bună seara, dragii mei, și bun găsit! Sunt Simina Cota și în această seară ce mi-am propus? Poezie. Vers, trăire, emoție. Mi-este foarte greu să cred, de fapt, nu mi-este greu să cred, sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră, măcar o dată în viață, ați simțit emoția poeziei. Sau ați fost dintre cei care creează, dintre cei care ați așternut pe foaia de hârtie suflet și inimă. În urmă cu o zi, am marcat Ziua Mondială a Poeziei. Dar haideți să nu lungesc eu, știți, vorba multă sărăcie omului și nu ne-am întâlnit în această seară doar să vă vorbesc eu, ci am plăcerea de a avea alături de mine, și nu spun vorbe mari, pentru că nu este genul meu, un om. Veți zâmbi, om. Da, pentru că toți ne naștem oameni, dar nu toți ajungem să fim oameni. În această seară, un adevărat om, un adevărat om de cultură, alături de mine și alături de dumneavoastră, domnul Nicolae Băciuț, director al Direcției Județene pentru Cultură. Bună seara și bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bună seara dumneavoastră și de respectatorilor dumneavoastră. Domnule director, poezia. Poezia, când spun poezie și când spun Nicolae Băciuț, cred că undeva sunt sinonime. De ce? Pentru că, și îmi veți spune dumneavoastră dacă am dreptate sau nu, că poezia este de fapt sufletul dumneavoastră. V-am auzit de atâtea ori recitând și mai mult decât atât, peste 70 de cărți publicate. Aceasta este informația mea. S-ar putea să fie greșită, s-ar putea să nu fie greșită. Atâtea cuvinte, un meșteșug al vorbelor. Totul pentru suflet. Ce înseamnă pentru omul de cultură, Nicolae Băciuț, poezia? Dar aici aș vrea să punctați poezia în trecut și poezia zilelor noastre. Înainte de a veni în emisiune la dumneavoastră, am avut o discuție destul de lungă, de aproape o oră, cu un poet, preot, stabilit de foarte multă vreme în Canada, care, mă rog, mă vroia la Montreal la o manifestare din iulie și, date fiind circumstanțele care mă împiedică să ajung la Montreal, am discutat de parcă aș fi fost în vară acolo și pentru că acest preot, Dumitru Ichim, este un om delicat, sensibil, este conducător de cenaclu în Montreal, este autor în ultima vreme de psalmi, ne întrebam ce mai înseamnă poezia și pentru cine mai scriem poezie și îmi spunea un lucru, sigur, replica mea a fost una șugubiață, zice, domnul Băciuț, a venit un cititor la mine cu o poezie și m-a întrebat, domnul Dumitru Ichim, ce vrea să spună autorul prin poezia asta? Și zice, n-am știut ce să-i spun. Păi zic, trebuie să-i spuneți foarte simplu, nici autorul nu știe ce a vrut să spună prin poezia asta. Câtă vreme autorul nu reușește să transmită nimic, e limpede că cititorul este absolvit de orice vinovăție. Dacă el nu înțelege nimic, nu este vina lui, este vina autorului, pentru că poezia nu este o lume care închide dialogul, ci o lume care deschide dialogul și, sigur, putem să mergem pe locuri comune și să spunem, nu, ceea ce se afirmă adesea, cu toate riscurile pe care le presupunem astfel de afirmație, că tot românul s-a născut poet. Aș spune invers, tot poetul s-a născut român și cred că suntem ultima redută, cel puțin în Est, de poezie. Nu cred că se scrie undeva atâta poezie cât se scrie la noi. Sigur că adesea afirmăm în disperare de cauză, pentru că eu cel puțin particip la multe întâlniri literare, ai sentimentul că sunt mai mulți autori decât cititori. E de rău sau e de bine? Nu știu dacă e de bine sau e de rău, pentru că unii confundă faptul că știu să dactilografieze cu poezia. Deci a dactilografia nu înseamnă a fi autor, nu înseamnă a scrie. Ori sentimentul ăsta devine până la urmă păgubos pentru poezie, pentru că degradează mesajul pe care ar trebui să-l conțină poezia. Un alt loc comun, dar el e unul care
și are marja lui de adevăr, este o afirmație a unui poet german, Hölderlin, care afirma că și totuși în chip poetic locuiește omul în lumea aceasta. Acum, sigur că afirmația e o metaforă și ea trebuie acceptată nu în sensul autorial. Adică nu ne imaginăm că tot omul scrie poezie, fiindcă nu știu dacă ar fi dezastros sau nu, dar ar fi aproape o utopie să-ți imaginezi o lume care locuiește, trăiește poetic lumea aceasta. Adevărul însă, într-o astfel de afirmație a lui Hölderlin și care intră în orizontul discuției noastre, e faptul că aproape zilnic avem momente în care trăim poetic. Sunt, poate aparent, lucruri banale care, ai spune că nu au nimic în comun cu poezia și totuși au multe în comun. Și vă dau un exemplu extraordinar de banal. Așa. Lăudăm adesea o mâncare foarte bună. Și spunem cât de pricepută este bucătărea sa și cum a reușit ea să facă așa bucate alese. Și vine ea cu o replică extraordinar de frumoasă și consistentă. Ce am pus și un pic de suflet. Ei, acel moment al bucătăriei este un moment de poezie. Când poți să pui suflet în ceea ce gătești, deja ai locuit, ai trăit poetic lumea aceasta. Și de aceea poezia este absolut indispensabilă pentru existența umană, indiferent de formele în care se manifestă. A da o floare este poezie. Atunci când este dăruită din adâncul ființei, nu? Și pui suflet bine, când o dăruiești. Mai bine soțită de două versuri, fie proprii, fie, știți cum se spune la noi acum în tehnologie, copy-paste, e clar, clar că e poezie și clar că este suflet. Unde vreau să ajung, domnule director? Poezia trebuie citit. Exact cum spuneați, făceați o comparație între bucătărea sa, care gătește extraordinar de frumos, trebuie gustată, trebuie simțită. Aici, diferența între cititor și poet. Poetul gustă exact ceea ce îi transmite cititorul sau cititorul are lumea lui, iar poetul are lumea lui. Lucrurile sunt complexe și nu ne-ar ajunge, cred că, un ciclu de emisiuni pe un astfel de subiect, pentru că autorul, și vorbim de autori, nu de făcători de literatură, este responsabil în ceea ce privește scrisul său. Își asumă o responsabilitate pentru că scrisul nu este un joc. Până la urmă, ceea ce rămâne ca să ne educe după ce ne, nu, cum ar zice Ana Blandeana, poezia este ceea ce putem spune după ce am uitat totul. După ce uităm totul, adică după ce terminăm liceu, terminăm facultate, ce mai rămâne să ne educe? Telenovelele? Depinde de manelele? Ce categorie. Bun, ele nu educă, ele se ascultă sau se privesc, dar rămâne literaturii rolul de a face educație, fiindcă nici un alt gen artistic nu operează cu o complexitate ideatică precum operează literatura. Muzica o asculți, e plăcută, te liniștește, te înalță, face din tine ce vrea. Și atât. Nu, o expoziție, te duci, consumi bucuria întâlnirii cu o creație plastică și atât. Pe când atunci când ai în față o lume de cuvinte și o lume de viață adevărată, cuprinsă între coperți de carte, deja lucrurile se schimbă. Coperți de carte. Ați punctat un lucru extraordinar. Coperți de carte și ne aflăm într-un pe val, cum spun românii, românii, suntem pe val în tehnologie. Totul se scanează și totul ajunge într-o carte, așa zisă carte electronică. Dar de atâtea ori am întâlnit acele persoane care spunea nu este același lucru ca atunci când simți. Simți cu degetele tale foaia, privești scrisul negru pe alb. Este într-adevăr o diferență între cartea pipăită, cartea care este în fața dumneavoastră și ceea ce vedem noi, citim într-un format electronic? Depinde cine răspunde la întrebarea pe care o puneți. Dacă sunt eu cel care răspund, atunci firește vă spun că adevărata carte este cartea căreia îi simți căldura hârtiei și aproape că îi mai simți și mirosul cernerii tipografice. Dar noi suntem niște tradiționaliști,
fiindcă noi ne-am născut așa, am fost educați așa, am crescut așa și așa vom muri. Ce facem însă cu generația tânără care vine cu o tabletă și spune aici am 1000 de cărți? Să le citească. Sigur. Problema este că el, nu, mai ales politicele de acum, au astfel de perspectivă să se introducă în toate școlile, inclusiv manuale în format electronic. Dacă educația se va face de o astfel de manieră, nu ne mai putem aștepta ca generațiile care vin, nu, nepoții noștri, să guste căldura cărții tipărite. Fiindcă nu au fost educați. Tot este chestiune de educație. Exact. Eu n-aș putea să rămân la lectura de format electronic. Deși eu am tipărit peste 2700 de cărți din 1990 încoace, în format electronic fiind pregătite pentru tipar, și am făcut ceea ce se numește pregătire pentru tipar mecanic. N-am simțit nimic. Lectura, pentru mine, cea adevărată este cea de după ce am tipărit cartea și am luat în mână și am răsfoit-o și m-am întors eu după ea, ea după mine. Ne-am găsit unul altuia locul, fiindcă nici cartea nu se simte bine dacă nu-și găsește cititori. Eu spun adesea că o carte necitită e o carte stingheră. Iar pentru mine, cartea este o ființă. Și atunci, în momentul în care eu deschid o carte, nu fac decât să mă pornesc la un drum în interiorul unei ființe. Care, cum să zic, ființă cu ghilimelele de rigoare. Așadar, noi... Da. Nu vom putea trăi fără cartea tipărită, copiii noștri nu vor putea trăi fără cartea de pe tabletă sau mai știu. Știți, sunt atâtea programe prin care poți răsfoi pe tabletă cartea de... O poți răsfoi, poți să dai filă după filă, imită cartea reală, cartea adevărată. Nu asta este problema. Problema este cine mai citește. Pentru că faptul că ai 1000 de cărți într-o tabletă nu înseamnă că le și citești. Problema rămâne ce facem cu cei care vor trece peste o astfel de graniță a materialității cărții ca să rămână și fideli cărții, adică să citească. Revin la ceea ce spuneam înainte, e de neimaginat înțelegerea lumii, educația fără cărți. Fie în format electronic, fie în format tipărit. De aceea eu fac apologia educației prin lectură, care mi se pare cea mai complexă și cea mai eficientă educație care se poate face. Când stărui asupra unui pasaj dintr-o carte, este altceva decât dacă ți se derulează prin fața ochilor foarte repede o secvență de film, oricât de palpitant ar fi. Nu poți... Mai e încă un aspect. Literatura înseamnă cuvinte. Da. Iar noi suntem câte cuvinte știm. Dacă eu știu 1000 de cuvinte, gândesc în 1000 de cuvinte. Dar dacă știu 500.000 de cuvinte, cât de subtilă, cât de nuanțată poate să fie gândirea și în același timp discursul celui care stăpânește un astfel de bagaj lexical. De aceea, lectura e importantă. Până și o lectură de carte polițistă e mai bună decât un serial nesfârșit, o telenovelă sau, nu știu, orice altă formulă care exclude întâlnirea cu cuvântul. Cuvântul care zidește, cuvântul care mântuiește, cuvântul care dăinuie. Cuvântul pe care îl protejați de când ați venit, vă urmăresc, cu mâna dreaptă țineți atât de frumos, fiecare om își duce cu el ceva, fie o geantă, fie o... Dar dumneavoastră veniți, sau cred că în fiecare zi purtați, îmi permit să le spun, comori. Sunt comori. Da, sunt comori și am punctat bine. Sunteți cu mâna de parcă le protejați, nu cumva să se piardă, nu cumva să plece de lângă dumneavoastră. O fărâmă din comoara Nicolae Băciuț. Spuneți-ne ce ați adus. Nu sunt eu aici, în primul rând. Sunt doi, da. Trei autori care îmi sunt foarte dragi. Nu, cum se spune, avem afinități comune. Dar le-am adus cu mine pentru că noi putem să ne reîntâlnim cu poezia
într-un moment în care se întâmplă ceva în viața unui autor. Și am adus o carte a Anei Blandian, Ora de nisip, tocmai pentru că ea peste 3 zile împlinește 75 de ani. Aproape că nu ne vine să credem noi, cei care o cunoaștem de foarte multă vreme, că are 75 de ani. Această aniversare este un pretext extraordinar pentru a încerca să redescoperi un autor. Eu, care sunt consumator zilnic de literatură, pentru mine nu există un pretext ca să mă apropiu de un autor sau de un text. E un pretext text. Pentru cei de acasă. Dar pentru alții, da. Eu le atrag atenția. Ana Blandian împlinește 75 de ani. Ce bine ar fi să vedeți ce operă, ce biografie are Ana Blandiana. Cealaltă carte e o carte de Nichita Stănescu, pentru că tot în această lună, pe sfârșit de lună, în 31, este ziua de naștere a lui Nichita Stănescu și voi și participa la Festivalul Internațional de Poezie de la Ploiești, Nichita Stănescu. Și din punctul meu de vedere, cei doi sunt autori referențiali. Literatura română contemporană este de neimaginat fără ei. Eu spun și nu cred că nu pot fi crezut, am atâta, cum se spune, expertiză și autoritate critică încât să fiu crezut pe cuvânt de onoare. Ana Blandiana este cea mai importantă poetă din toată istoria literaturii române. Dacă îmi puteți oferi un alt nume, mă voi înclina. Am spus poetă. Eu am, uite, am o altă carte care mie mi-este dragă. Am și editat-o eu, cu acordul fiicei sale, o carte de versuri de Magda Isanos, care și ea vine cu un mesaj. Da. Ileana Mălăcioiu este o poetă importantă, dar nici una dintre ele nu are consistența Anei Blandiana. Și sigur, printre ele vin și eu. Vin să stau la taclale cu Dumnezeu, este cea mai recentă carte a mea de versuri. Și după cum observați, nu mi-e teamă să stau alături de cei doi, trei autori, pentru că nu mi-am bătut niciodată joc de ceea ce am scris. N-am mințit pe alții, nemințindu-mă pe mine. Și literatura, până la urmă, trebuie să fie un mesaj de credință, de iubire și de adevăr. Nu poți păcăli pe nimeni cu literatura. Au fost păcăleli, știm foarte bine. Perioada proletcultistă a adus, nu, un mare autor, cu siguranță că n-ați auzit de el, dar era pus pe picior de egalitate cu Mihai Eminescu, poetul Atoma, care era tratat ca vocea autoritară din poezia română anilor 50. Un autor care se respectă și eu am încercat să mă respect, e foarte atent cu cuvântul pe care îl lasă, fiindcă noi dispărem fizic. Ființa noastră biologică, la un moment dat, își caută un alt loc. Dar textele rămân. Și cine este responsabil, nu este tot una ce lasă în urma lui. Domnule director, într-un minut, care îl mai avem la dispoziție din prima parte a emisiunii, eu mi-aș dori să încheiem această primă parte prin vers. Pentru că Ana Blandiana este aici, alături de noi, și eu cred că dumneavoastră abia așteptați să-i răsfoiți, să spun așa, sufletul. Pentru că în vers, în poezie, nu este altceva decât sufletul Anei Blandiana. El am răsfoit. O să spunem poezie mai încolo. Vreau să vă spun însă că am făcut în aceste zile un lucru, un tur de forță, un lucru pe care mi l-am asumat, nu mi l-a comandat nimeni. Da. Am pregătit pentru tipar un număr de revistă Vatra Veche în exclusivitate dedicat Anei Blandiana. E o reverență pe care eu fac Anei Blandiana. I-am și trimis revista, ferește, în format electronic. I-am și scris câteva rânduri în care am comunicat atât am putut eu să fac. Poate că alții vor face mult mai bine decât mine și mult mai profund. Diferența dintre mine și ei e că ceea ce am făcut eu am făcut cu dragoste. Alții vor face din obligație de serviciu sau mai știu eu ce interese. Ne oprim pentru câteva minute cu permisiunea dumneavoastră. Vers, suflet, trăire, imediat după publicitate.
Stimate ascultători, știm că ești nerăbdător și în luna lui Mărțișor, pe final când nu e rece, vino la ediția 10. A cui? A sărbătorii mierii? Te așteptăm pe 25 și 26 martie în parcul din fața primăriei Blaj la cel mai mare târg apicol. Expoziție de echipamente apicole și produse apicole românești, concursuri pentru apicultori, premii pentru copii, cadouri speciale pentru doamne și domnișoare și un super concert Mihail. Organizatori Apitava în parteneriat cu Primăria Blaj, Consiliul Județean Alba și Asociația Apis Târnavele. O adiere. Un bob de roa. O șoaptă. Un fior. Orice îi poate fi fatal unui prematur, fără incubatorul care îl protejează. Donează 2 euro lunar la SMS 8844 cod SALVEZ pentru dotarea cu incubatoare a maternităților prin Salvați Copiii. Fresh and Clean. Curățenie în spații comerciale, birouri, locuințe. Promptitudine, calitate, prețuri imbatabile. Ne găsiți la numărul de telefon 0728-298-421. Fresh and Clean, servicii profesionale de curățenie. Veniți, suntem din nou în casele dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, cu poezie. Alături de mine și alături de dumneavoastră, bineînțeles, sunt Nicolae Băciuț, director al Direcției Județene pentru Cultură. Ne continuăm versul, ne continuăm poezia, ne continuăm cu sufletul deschis în această seară, pentru că, exact cum spuneam acum câteva minute, este o energie pozitivă aici. Sperăm că și cei de acasă s-o simțiți alături de noi. Vorbeam despre educație, despre acea conștiință a omului care pleacă încă de pe băncile, nu ale școlii, ca ale grădinițe, probabil nici ale grădiniței, ci de acasă, de acolo, de când mama sau tata ia cartea în mână și citește la căpătâiul patului acelui copil care trebuie să adoarmă. Eu cred că de acolo. Dumneavoastră vă spuneți părerea, de unde pleacă educația aceasta? Eu gestionez parțial sau integral vreo 7 concursuri de poezie pentru toate categoriile de vârstă. 5 dintre ele sunt pentru elevi. 2 se derulează la Brăila. Unul dintre ele este un concurs național Ion Creangă. N-are nicio legătură cu Ion Creangă, concursul în sensul poeziei, dar școala care a inițiat concursul se numește Ion Creangă, iar celălalt concurs este Ana Blandiana. Au fost ediții în care au fost peste 4500 de participanți, ceea ce vorbește de la sine despre cât de importantă mai este în multe școli educația prin literatură și cât de importantă este creativitatea. Eu repet adesea cât de importantă este creativitatea, fiindcă a fi creativ nu înseamnă a intenționa să devii scriitor. Bineînțeles. Creativitate presupune și o activitate, dacă vreți, tehnică, și una socială, și una medicală. Peste tot trebuie să fii creativ. Și atunci, dacă un copil este educat să fie creativ, și cum poate fi educat în școală să fie creativ, decât punându-l să scrie, să creeze, să facă o poveste, sau să deseneze, sau să cânte. Creativitatea este într-un orizont foarte larg de manifestare. Dar fără creativitate, orizontul dezvoltării
emoționale, psihice, culturale, se îngustează. Ori școala este terenul cel mai bun pentru educație. Încă firave manifestări culturale mai sunt și în facultățile altele decât cele umaniste. Dar dacă până în clasa 12-a nu se face educație, cred că s-a ratat întâlnirea cu educația și cultura. Numai când tinerii sunt foarte grăbiți, n-au răbdare și să se afirme profesional și să câștige bani. Ori literatura este cel mai păgubos lucru de pe lumea asta. E cel mai păgubos meșteșug. Cel puțin acum, încă înainte de 89, lucrurile stăteau poate altfel. Nu că nu se poate trăi din literatură, nu se poate muri. Dacă un artist plastic face un tablou, poate că îl vinde. Are o șansă în plus să câștige ceva. Un interpret se duce la o nuntă, oricât e de slab el, trage o cântare, oricum ascultătorii sunt beți, și pleacă cu 1.000, 2.000, 3.000 de euro acasă. Un scriitor, da, când publică o carte, acum, în România, scoate bănuți din buzunar și își publică o carte. De asta spuneam că un scriitor nu poate trăi din scris, nu poate nici muni, că trebuie să cheltuie banii ca să-și editeze cărțile. Dar diferența între scriitor și celelalte categorii de creație și categorii culturale este că cel care rămâne cel mai prezent este scriitorul. Pentru că o lucrare de artă este un unicat, rămâne undeva. Nu? Un cântec, într-un fel, este un unicat, deși se mai poate asculta. Pe când o carte tipărită în, nu știu, 1.000, 2.000, oricât doriți să fie numărul de exemplare, se răspândește și rămâne și este oricând de găsit în raftul de bibliotecă. Asta face diferența între scriitor și celelalte categorii. Dar revin la creativitate. Elevii care acum încearcă să deslușească, să înțeleagă mecanismele creatoare, chiar dacă nu devin scriitori, devin cititori mult mai performanți. Fiindcă atunci când tu ai creat singur un text, prețul acelui text și capacitatea de înțelegere diferă decât acelui care n-a creat niciodată nimic. E ca în ceea ce vă spuneam la începutul emisiunii. Cititorul nu știe ce a vrut să spună autorul și autorul nu știe ce a vrut să spună el pentru cititor. Și atunci, sigur că acesta este marele câștig de care vă vorbeam prin creativitate, se câștigă în capacitatea de a înțelege lucrurile citite. Și revin la ceea ce spun mereu, ai carte, ai parte. Acum, ascultându-vă, mi-au venit în minte foarte multe întrebări, dar aș merge pe poezia. Nu știu dacă o numesc într-un fel în care chiar ar trebui să o numesc așa, dar eu îi spun poezia brută, îi spun poezia dureroasă, adică acel vers care dumneavoastră a spus acum câteva minute, care nu este înțeles, care face ce face, dar nu ajunge acolo unde era scopul, adică la sufletul, în mintea omului. Vă întâlniți, v-ați întâlnit sau vă întâlniți frecvent în zilele noastre cu astfel de vers, cu astfel de poezie, în care cuvintele parcă sunt aruncate la voia întâmplării și lasă ideea că ar fi vrut să prindă o anumită formă. Deși, citind-o dumneavoastră, vă dați seama că forma o fi, dar nu știți de unde să o luați. Ați fost vreodată în această situație și dacă ați fost, cum ați gestionat lucrurile? Ba, nu trebuie să ne încrâncenăm atunci când se ratează un text. Nu unul, în general, cum să zic, marea masă de creatori nu performează. Dar trăiește într-un anume ritm cultural și literar. Lucrurile devin grave atunci când această categorie de autori cred că au valoare. Am înțeles. Câtă vreme tu nu ai conștiința literară și ceea ce ai făcut tu ți se pare că este genial,
lucrurile sunt realmente grave, fiindcă atunci produci seisme în relația cu cititorul, confuzia celui care nu este pregătit să se întâlnească cu literatura în general, este foarte mare. El mai poate să facă distinția între valoare și non-valoare. Eu am citit și citesc multă maculatură, fiindcă și pe adresa revistei vin foarte multe texte. Am acum un portofoliu peste 45.000 de pagini. Aș putea să fac revista 20 de ani de acum încolo din textele pe care le-am primit. Sigur că intervine selecția. Deci multe texte nu spun nimic. Sunt seci. Fiindcă mulți dintre autori își imaginează ceea ce spusesem și înainte, că dacă știu să dactilografieze, deja sunt scritori. Dactilograf nu este egal cu scritor. Și cum dactilograf faceți? Cum procedați? Dactilograf. Le dați sfaturi? Vă cer sfaturi în astfel de situații? Sfatul meu pe care îl dau multor tineri autori, atunci când simt că sunt pe terenuri mișcătoare, pe nisipuri mișcătoare, nu-i cert. Nu. Îi trimit la lectură. Deci, nu spun nimic despre textele lor. Zic, hai, punem textele deoparte. Așa. Faci acasă o cură serioasă de lectură, de poezie, de calitate și indic niște titluri și pe urmă mai discutăm despre poezia ta. În cele mai multe cazuri de acest fel s-au rușinat de ceea ce au scris înainte. Fiindcă cine nu are lecturi, își imaginează că cu el începe poezia, cu el începe lumea. Dacă te apuci să scrii ca Enechiță Văcărescu, fiindcă tu ai citit Enechiță Văcărescu, oricât de frumoase ar fi versurile, nu? Într-o grădină, lângă o tulpină, zări o floare ca o lumină. S-o lase strică, s-o rup, mi-e frică, că vine altul și mi-o ridică. Deci, depinde la cine te raportezi. Dacă citești pe Topârceanu și scrii ca Topârceanu, e treaba ta. Deci, e necesară cultură poetică atunci când vrei să și scrii. Pe vremuri, înainte de 89, aveam în cenaclu Romulus Guga și erau autori care veneau chiar cu texte prost scrise din punct de vedere gramatical. Unii au avut reacții de genul, dar nu e treaba noastră, cei de la revistă, ăia trebuie să corecteze ce noi scriem. Deci, cultura poetică și apoi ceea ce nu spunea atât de frumos Caragiale, cinste și gramatică. Deci pe lângă cultură poetică, trebuie să înveți limba română. Cum vrei să devii scriitor dacă tu ai probleme serioase de gramatică? Nu vine editorul, nu vine profesorul să-ți corecteze textele înainte de a le da la tipar. Da, sigur, nu cu acești autori se face literatură performantă, nu acești autori rămân. Acum, sigur că se ridică întrebarea, e loc și pentru acești autori? Sau îi dăm la o parte și vorbim numai despre vârfuri? Atitudinea mea poate că este una neconformă cu exigențele celor care nu văd în fața lor decât elite. Eu spun că e nevoie de toată lumea. Fiecare are șansa lui. Nimeni dintre autorii care au avut valoare n-au pierit, fiindcă nu, le-a fost refuzat la un moment dat accesul în literatură de către o anume critică. Dar chiar dacă nu reușesc să performeze în literatură, pe de o parte pot deveni cititori, ce spuneam înainte, iar pe de altă parte ei întrețin o atmosferă culturală, o atmosferă literară. La cenaclurile de altă dată, să nu vă imaginați că mergeau numai genii. Acum au cam dispărut cenaclurile literare. De ce au dispărut? Și aici aș vrea să insistați. Fiindcă a apărut internetul. Bine, deci lumea își imaginează că sunt cenacluri în spațiu internautic, lumea schimbă texte, dar nu e același lucru. Dezbaterile pe care le făceam noi înainte de 89 pe marginea unor texte aveau o frumusețe, cum să zic, a privirii față la față. Da. Una este să îi spui unui necunoscut citindu-i textele că e genial și de regulă cei mai mulți de
din spațiul internautic nu vorbesc unii despre alții decât la superlativ. Nu mai au timp de o dezbatere critică serioasă. Da. Au terminat textul, e un text definitiv, e o capodoperă, intră în circuitul lumii, pentru că aici este năuceala extraordinară. Când ai plasat un text pe internet, ești în toată lumea. Și cum ar fi să se întâmple așa ceva? Să fie acele cenacluri unde se recită, unde se cântă, unde este artă, unde este suflet acolo. De ce nu? Pentru că suntem privați de gestică, de mimică, de acea căldură transmisă prin voce și prin privire. Noi, cei mai în vârstă, am trăit în cultul cenaclurilor, fiindcă cenaclurile deja aveau tradiție. Da. De la junimea zburătorul și până la cenaclurile din tinerețea mea, era la București cenaclul Confluențe, era cenaclul de luni la București, condus de Manolescu, la Cluj aveam cenaclul Echinox, condus de Ion Pop. Deci erau cenacluri care erau un fel de filtru. Erau o vamă pentru cei care vreau să acceadă în spațiul editorial. Adică după ce se dezbăteau textele și tu ca autor îți dai seama unde ești. Nu că te duceai neapărat acasă și rescriai un text în funcție de opinia unui critic literar, dar îți creștea responsabilitatea autorială față de ceea ce scriai mai apoi. Sesizai niște lucruri pe care ți le spunea un cenaclist sau altul și atunci, înainte de a ajunge autor de carte, tu te perfecționai. Adică știți cum se întâmpla atunci? Până să intri pe terenul de fotbal, făceai atâtea ore de antrenament încât îți venea să te lași de fotbal. Ei, acum nu se mai face deloc antrenament în literatură, se intră direct în volum. Oricine poate să tipărească o carte, dacă are 1000 de lei, găsești un editor, găsești o tipografie și va tipări o carte. Dar cenaclurile, acum cine să le facă? Noi avem o vârstă, nu le mai facem, fiindcă sunt atâtea priorități, atâtea urgențe în viața noastră. De ce nu fac tinerii cenacluri literare? Fiindcă, până la urmă, atunci e nevoie de cenaclu, la vârsta la care tu cauți, exact, te formezi, chiar vrei să intri în dialog. Exact. Sigur că acum eu sunt un fericit, fiindcă la Brăila, de pildă, funcționează un cenaclu literar Nicolae Băciuț. Sigur că am avut reținere atunci când s-au hotărât să înființeze cenaclul Nicolae Băciuț. Le-am zis să nu se grăbească, să aștepte să mor și după aia să dea numele meu unui cenaclu. Dar în acest cenaclu, nu doar că se fac dezbateri culturale, literare, și activități literare, învață poezie pe de rost, nemaipomeniți de frumoși. Și în plus, își editează și o publicație a lor, o revistă. Deci acolo există o atmosferă literară. De ce nu se întâmplă asta și în alte locuri? Nu am o explicație. Spun mereu, omul sfințește locul. Probabil că nu se găsesc acei oameni care să sfințească locul și, sigur, primii care au astfel de misiune sunt profesorii de română. Deci dacă nu te aștepți la profesorul de educație fizică și sport să facă cenaclu literar. Deci poate e nevoie, poate, dar e nevoie de profesorul de română, fiindcă el este capul tuturor bunelor și relelor de pe lume, dacă nu iese nimic dintr-un copil din punct de vedere al prezenței lui în lume prin cuvânt. Nu știu câtă vreme sunt localități în care aceste cenacluri există, funcționează și sunt eficiente, înseamnă că nu e totul pierdut. Exact. De ce nu se întâmplă nici aici? A existat o tentativă și în Târgu Mureș. Eram foarte entuziast și foarte încântat la Colegiul Național Papiul Ilarian, așa probabil dintr-un orgoliu local, s-a înființat încă un cenaclu literar Nicolae Băciuț și m-am întâlnit cu elevii de acolo, erau plini de entuziasm,
chiar erau foarte buni. Și nu erau doar creatori, erau și preocupați de istorie și de folcloristică, erau și cu interese să facă jurnalism, dar flacăra s-a stins încet pentru că acești copii au absolvit liceul și s-au împrăștiat în lumea largă. Și locul lor nu a fost luat de altcineva. Înseamnă că temelia nu a fost destul de solidă, pentru că a plecat direct de la copii. Da, și odată cu ei s-a încheiat povestea. Da, eu mai sper că va veni un moment în care, pentru că tot la Colegiul Papiu se desfășoară în fiecare an un concurs de interpretare a poeziei mureșene. Zeci de copii învață poezii de autori mureșeni și le recită. E nevoie și probabil că aici fac o pledoarie unde sunt uși deschise. E nevoie ca în școala, dintr-un spațiu geografic și spiritual, să fie cunoscuți autorii locului. Deci e normal ca eu, Valentin Marica, Lazar Lădariu, Răzvan Ducan, să fim invitați, să intrăm în dialog cu tinerii cititori, tinerii creatori, pentru că avem o experiență de viață, avem o experiență literară și e păcat să nu învețe alții din ceea ce am învățat noi într-o viață de scriitor. Domnule director, mai luăm o scurtă pauză. Ne mai tragem puțin sufletul și ne întoarcem la vers și poezie. Rămâneți alături de noi. Ne întoarcem. Știm bine cât de costisitoare pot fi întreruperile funcționării utilajelor, în special când fiecare minut vă costă, veți remarca servirea noastră promptă și profesională. Producție furtune hidraulice. Lubrifianți, uleiuri minerale semisintetice și sintetice pentru domeniul industrial, agricol și auto. Curele de transmisie de orice tip o dimensiune, rulmenți industriali, agricoli și auto. La Leco, în 9 cazuri din 10, piesele pe care le căutați sunt disponibile pe stoc. www.leco.ro. Sala de evenimente Concret îmbină într-o atmosferă perfectă fiecare detaliu al evenimentului dumneavoastră. Găzduim și organizăm nunți, botezuri, petreceri private, recepții sau conferințe. Eleganță, bun gust și o capacitate de până la 70 de locuri. Sala de evenimente Concret. Ungheni, strada principală 1A. Rezervări la 0731 309 960 sau pe hotelconcret.ro. Evenimentul dumneavoastră, amintiri pentru o viață. Să discutăm despre vacanța ta. Oricare ar fi destinația ta, ea te așteaptă. Tot ce trebuie să faci, să nu te lași așteptat. Vino la Mondo Tours, în Piața Trandafirilor, numărul 53. A călători înseamnă a trăi. Poezia din perspectiva omului de cultură, alături de domnul Nicolae Băciuț. Domnule director, poezia se memorează sau poezia se citește, se trăiește sau doar se privește? Trăim într-o lume în care poezia
se memorează din ce în ce mai puțin. Ajungem la versuri care trec cu vederea, care, peste care trecem cu vederea. V-am auzit de atâtea ori recitând versuri încât sunt convinsă, dragii mei, că nu doar eu am avut această întrebare. Unde încape și unde rămâne atâta vers, cantitate și calitate? Ce se întâmplă astăzi în școlile noastre, în viețile noastre, în viețile copiilor noștri? Poezia, din punctul dumneavoastră de vedere, care este diferența între a memora o poezie sau a citi o poezie? Ca să memorezi o poezie, trebuie să o citești. Deci lectura este pragul de început pe care îl treci atunci când vrei să îți faci familiar un text. Haideți să banalizăm lucrurile. În momentul în care vrei să intri într-un spațiu muzeal, trebuie să treci pragul. Dacă nu treci pragul, îți poți imagina acolo orice. Așa e și cu poezia. Poți să treci pragul sau să nu-l treci. A face lectura unui text literar este sinonim cu a sta la ușă. Admiri, e ușă frumoasă, vai ce interesantă e. Dar dacă nu deschizi ușa. O poezie, în momentul în care se memorează, înseamnă că ai deschis ușa acestui text, acestei poezii. Pentru că atunci când un text este memorat, el poate fi pătruns în toată profunzimea lui. Poate fi trăit. Sigur că noi avem mari actori care interpretează magistral poezia pentru că o simt, o trăiesc. Sunt unii care sunt mecanici, spun rece, teatralizează în registru actoricesc câte un text, dar nu simt nimic din el. Eu, în ceea ce încerc să fac în activitatea mea de promovare a poeziei, este să-i conving pe cei care mă ascultă cât de frumoasă e poezia atunci când o spun privindu-i în ochi. Pentru că dacă eu stau cu ochii în carte, nici ei nu mă ascultă. Dar dacă îi privesc în ochi și le spun un text, cu siguranță că deja am intrat într-un dialog fertil. Eu ceea ce fac, fac uneori din disperare. Am susținut zeci de recitaluri de poezie și în țară și în străinătate și mi-e greu să mă opresc pentru că ar însemna să-mi închei misiunea mea pe acest pământ. Însă mie mi se pare nefiresc și aici nu vreau să judec pe nimeni, dar într-un oraș în care sunt cinci teatre, nu? Greșesc? Teatrul Național, Teatrul Ariel, Teatrul Universității de Artă Teatrală, Teatrul Scena și Teatrul 74, recitalurile de poezie sunt admirabile, sunt sublime. Nu știu dacă lipsesc cu desăvârșire, dar sunt atât de rare încât ele nu aduc servicii nici poeziei și nici actorilor. Fiindcă uneori se spune, nu reușim să-i atragem pe cei mai tineri la spectacolele de teatru. Sau dacă vin la spectacolele noastre, fac orice, numai nu ne ascultă. Pe unii am întrebat, dar de câte ori v-ați dus în vreo școală cu un monolog din Caragiale, nu? Sau cu un recital de versuri. Ca să poți intra într-un astfel de dialog cu cei mai tineri și ei să aibă apoi curiozitatea să vină și în sala de teatru să te asculte, să te vadă și să devină partenerul tău, să se solidarizeze cu tine, să fraternizeze și împreună să înălțați lumea. Nu? Că până la urmă asta dorim să ne depășim condiția și să ne ridicăm cât mai sus. Eu n-aș putea trăi fără să îmi spun mie poezie. Deci eu am acest obicei prost de a dormi greu. Și unii probabil că numără spicele dintr-un an de grâu, alții copaci, alții oile dintr-o turmă. Eu îmi spun versuri și uneori adorm
cu versurile rămase în murmuri pe buzele mele, fiindcă, nu știu, mi se pare absurd să stau să aștept să vină moșene. Nu vreți să facem un exercițiu așa pentru cei de acasă și în acest moment, nu s-a dormit aici, dar să aș vrea foarte mult să vă ascult exact cum a spus, nu citind, recitând. Pentru că eu cred că nu m-aș sătura niciodată. Nu-ți cer nimic. De ce ți-aș cere când singur, Doamne, știi ce vrem? Zăpezii cum să-i ceri să fie albă? Și ierbii? Ierbii cum să-i ceri să fie verde? Și sforii? Cum să-i ceri să fie ghem? Nu-ți cer nimic. Mi-ajunge viața din care mi-ei câte puțin. Nici strugurilor nu le cer să fie vin, nici soarelui să uite dimineața. Nu-ți cer nimic. La judecata de apoi, din mine, dacă mă ridic, nu voi fi singur. Suntem doi. Nu-ți cer nimic. Dar dacă totuși vrei ceva să-mi dai, să mă faci, Doamne, grădinar. Dar grădinar în rai. Eu poem pe care l-am scris într-o ședință de colegiu prefectural. Era așa o vorbărie despre lucruri care treceau deasupra tuturor. Și atunci, încercând să mă protejez, am închis ochii, n-aveam pe ce să scriu. Eu obișnuiesc să scriu în gând, să scriu pe cer, așa cum făceau, Doamne, mulți dintre sfinții închisorilor autori, de la Nichifor Crainic la Radu Gir. Și atunci îmi scriu texte în mintea mea, fără a avea pe ce să le scriu. Le memorez pe măsură ce cresc versurile unul după altul și sigur că în felul acesta se și depozitează și rămân. Dar în felul acesta eu mă salvez pe mine, la fel cum poezia a salvat și am invocat pe sfinții închisorilor. Și fiindcă nu, eu am o experiență de televiziune, trebuie să vă mărturisesc înainte de a se încheia emisiunea o experiență de-a mea de om de televiziune extraordinară. Am întâlnit într-un sat din județul Mureș, Moșuni, un preot, Filaret Gămălău, care a fost coleg de celulă cu Nichifor Crainic. Și într-una dintre seri, Nichifor Crainic l-a întrebat: mă, Filaret, ce, eu am scris o poezie, vă imaginați cum a scris poezie Nichifor Crainic în pușcărie, tot așa pe cer. Zice, ți-o spun, îi ține-o tu minte. I-a spus de câteva ori textul lui Nichifor Crainic și dimineața l-a întrebat. Zice, nu? Filaret, mai știi ceva din ce ți-am spus aseară? I-a spus poemul lui Filaret Gămărău și de atunci a rămas Filaret cel căruia peste vreo 30 de texte i-a dictat. Le-am înregistrat și eu atunci pe bandă când l-am ascultat. Și haideți să încheiem cu Nichifor Crainic. Vai. Haideți să încheiem cu Nichifor Crainic. Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. Ce înalt și ce trist părea Crist. Luna venea după el în celulă, făcându-l și mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crin pe morminte. Ochii adânci ca niște păduri. Luna îi bătea cu argin pe veșminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne? Din ce veac? Iisus a dus linul un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac. S-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe răni mâna ta. Pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purtase lanțuri cândva. Oftând, și-a întins truditele oase pe pătura mea cu libărci, luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui vărgi. Părea celula munte, părea căpățână și mișunau păduchi și cuscani. Atunci am simțit cum îmi cade capul pe mână și am adormit. 1000 de ani. Când m-am deșteptat din afunda genune,
miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era lună. Numai Iisus nu era nicăieri. Am întins mâinile. Nimeni tăcere. Am întrebat zidul. Niciun răspuns. Doar razele rece ascuțite în unghiere cu sulița lor m-au pătruns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-a pipăit. Și pe mâinile mele am simțit urmele cuielor lui. Vă mulțumesc, domnule director. Și eu vă mulțumesc. Să mergeți cot la cot cu poezia. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Nu pot decât să vă spun să aveți parte în viață doar de bine, adevăr. Și aș completa și poezia.